Salutare! Bine v-am regăsit la podcastul Îndodii, această primă ediție de pe 2023. Noi suntem, ca de obicei, Îndodii și astăzi o să discutăm nu 1, nu 2, nu 3, nu 4, 5 capitole, dar e ok că sunt micuțe, deci s-ar putea să fie mai scurt episodul decât de obicei. Din cartea Mașinăria Libertății a lui David Friedman, capitolele numindu-se Drepturile copiilor, Infiltrarea capitalismului, Dacă o vrei, cumpăr-o, Rar înseamnă resurse finite și Poluarea, la final. Par teme foarte mari, dar și datorită faptului că David Friedman nu le abordează în toate detaliile, o să ne ocupăm și noi doar pe marginea comentariilor lui. Înainte de a începe însă, vă amintim că jos aveți un buton de like, de asemenea aveți și un buton de subscribe cu clopoțel alături și un share dacă vreți să răspândiți mesajul nostru. De asemenea, le mulțumim suporterilor canalului nostru care ne-au ajutat în anul trecut. Jos veți găsi niște link-uri prin care puteți dona dacă vă simțiți cu dare de mână. În capitolul cu copiii, cam toate celelalte capitole din cartea asta, David Friedman încearcă din nou să rezolve el în contextul actual etatist. Și folosindu-se de anecdote. Am auzit că un copil nu știu ce a făcut. Am auzit că un caz ce ți de prin presă pe acolo, ai văzut? Și bine, ai putea oferă câteva soluții la problema când un copil poate decide singur soarta. Când n-ar mai trebui să dea ascultare părinților. Bine, ai putea să spui că iarăși el își continuă avangardismul, pentru că ideea asta de a explica lucruri prin exemple personale și așa, e felul în care manipulează mass media de astăzi, adică dacă vrei să te duci pe New York Times sau pe orice publicație din asta mainstream, o să vezi că atunci când încearcă să-ți povestească o idee, începe cu o chema Miruna și făcea nu știu ce și era o mamă singură și avea nu știu ce probleme. Și nu voia decât să... Da, adică exact pe cazuri din astea anecdotice se lucrează și astăzi. Deci poate că omul știe cum se comunică cu masele. Da, cred că și ceilalți fac asta. Uite, se ducea o tânără, se ducea la școală și a apărut un imigrant care a lovit-o. Mai fac. Dar acolo pot să spui că e cazul special, știi, în care de care se discută. Dar și de statistici. Dacă te-ai folosit de statistici, pur și simplu... Așa. Ai fi mai, să zicem, legitim să tragi niște concluzii? Depinde. Mie mi-e frică de statistici, alte statistici și minciuni. Asta spune omul din mainstream. Deci depinde cu cine discuți. De-aia e că ca să vorbești cuiva să înțeleagă statisticile, trebuie să stăpânească câteva principii, printre care și faptul că o instanță nu îți anulează un adevăr statistic. Deci o chestie care poate fi super simplă, de exemplu, toți chinezii sunt scunți, sau mă rog, de exemplu, nu, adevărul statistic e că înălțimea medie în China e 1,70 și un pic, ceva de genul ăsta. Și vine cineva și spune, dar eu cunosc un chinez înalt. Ok, cu persoana aia nu poți să discuți despre Woods, statistici. Woods zice asta. Eh? Woods. Și chiar în contextul pandemiei, la fel, uite un caz de... El spunea, uite, bărbații sunt mai înalți decât femeile. Păi uite, știu o basketbalistă. Exact. Dar dacă, de exemplu, formulez niște principii, proiecte niște axiome și pe a ajunge niște principii legate de copil, de responsabilizarea și maturizarea copilului. Și după aia îți întărești
concluzia la care ajungi prin niște anecdote, zic că merită spuse, zicem, poate unii nu înțeleg, abstractizeze tot timpul. De asta s-a și făcut, a și apărut metoda asta de comunicare. Nu, dar gândește la dificultatea noastră de a transmite că taxarea este furt. Deci e clar că aici trebuie să gândești abstract. Ăsta e furtul, asta e taxarea. Trebuie să vezi puțin mai sus, știi? Mulți nu văd asta. Deci văd că furtul e furt, dar nu înțeleg că taxarea e furt. Ba chiar aveai de curând de exemplu ăla în care cineva a zis da, e furt, dar... Nu credeai tot. Nu, da, e furt, dar e util. Nu. Ai zis. Cineva zicea mai de mult, nu mai știu, dar eu de la tine am auzit de curând. Da, și poziția mainstream, da. Poziția obișnuită. Ok, e furt, e coerciție, nu zic chiar că e furt. E coerciție, da. Coerciție e mai inocent, da. Pentru că... E ca un gard doar. Poate, o coerciție poate fi și noi acceptăm obligații. De exemplu, principiul non-agresiunii e o obligație, știi? Deci da. Nu e... În timp ce furt pare mai greu de digerat. Da. Și prin coerciție poți să duci pe cineva spre calea cea bună sau spre un rezultat bun. Dar să nu mai vorbim de faptul că taxarea e furt, nu este tehnic corect, pentru că nu e furt, e jaf. Ceea ce se petrece, diferența o face amenințare. Adică tu rămâi la fel fără bani, dar diferența o face amenințare și e încadrare penală diferită. Dar avea dreptate, Vali, că un exemplu îți transmite mult mai bine decât o statistică. Inclusiv în capitolul trecut zicea, uite când discuta de... Aia care reglementează, Friedman, în sănătate. Una e o știre cu un copil pe prima pagină că a murit, una e niște statistici, nu știu pe unde. Cu 500 de mii de oameni fără nume care... Da, nu e ca un copil care îți apare... În același timp, te lovești la mulți de problema discutată adineauri. Dacă vii un exemplu, o să-ți atace exemplu. Și tu îi dai un exemplu că sper că înțelege conceptul, principiul, și el zice, păi, mie îmi plac mașinile albe, nu îmi plac roșii. Acolo s-ar putea să dai de cineva care nu e de bună credință. Poți să-i răspund și acolo. Ok, ți-ți plac roșii, dar majoritatea oamenilor preferă mașinile albe. Nu vreau să zic că... Și noi căutăm niște instituții prin care să satisfacă această preferință de mașini albe. Uite, sistemul ar reuși asta, știi? Tu ești un outlier. Ideea este că e bine să ai exemple, dar trebuie alese cu mare grijă. Și David Friedman în capitolul ăsta începe cu un copil foarte descurcăreț. Pleacă de acasă la o vârstă destul de fragedă, 9 ani spune el aici, dar putem să legem orice altă cifră până la 18 ani, să zicem, în România. Da, nu știm dacă 9 ani ăsta l-a scos din burtă sau pur și simplu dintr-o inspirație sau poate de pe linie de inspirație din Tora, nu știu. Lasă povestea. Dacă e să credem că exemplul pe care îl dă în carte e adevărat, deși nu dă nume pentru că trebuie să protejeze anonimatul inocenților, dar uite că începe cu povestea un copil de aproape 10 ani. Deci dacă spui aproape, înseamnă că avea 9. Ok. Voilà. Și... Deci avem un copil care se descurcă foarte bine, nu știu, vinde ziare, spală geamuri la bănci, eu știu ce face. Acum, că se descurcă. Dacă stau să mă gândesc bine, și eu prima oară când am fugit acasă, tot între 9 și 10 ani aveam. Deci ar putea să fie pur și simplu o chestie de... Atunci e prima criză a omului. Na, 9 ani. Și ultima la 40 de ani. Eu n-aveam aminte la 9 ani, dar mă rog. Aia nu, că am fugit la bunici. Deci îți imaginezi că am fugit departe. Știi? Ai fugit acasă, nu de acasă. Și părinții și-l doresc înapoi. Și pun poliția pe urmele copilului, îl prind polițaii. Și părinții spun, noi suntem autoritatea lui tutelară. Noi trecem ce mai bine pentru el. Deci poliția ar trebui să-l lumineze pentru el. Asta este una dintre regulile de acum. Da, dar de fapt, bine, asta poate că funcționa la 1970. Astăzi nu prea mai funcționează așa, pentru că între timp s-a luat avânt în Statele Unite o chestie care se numește Direcția Copilului, Direcția Protecției Copilului, care este o agenție de stat.
Și de obicei ei văd plecarea copilului de acasă ca fiind primul semn că trebuie să intervină. Că e un loc în care să intervine. Și atenție, problema este nu numai, problema e că, așa cum am spus și noi mai devreme, niște cazuri anecdotice, copiii poate să fugă de acasă și că s-au supărat și că n-au înțeles nu știu ce idee, nu pentru că sunt într-un mediu din care trebuie neapărat să fie scoși. Nu i-a dat tata a patra prăjitură pe care și-o dorea? Da. Sau nu i-a luat un cadou corespunzător de Crăciun? Și fuge un pic. Da. Da. Pe mine, întotdeauna când se discută lucrul ăsta, m-a impresionat și aduc în discuție exemplul lui Edison, mi se pare, care a plecat de acasă de vreme, vindea ziare într-un tren din diverse state americane și nimeni pe vremea aia nu se oripila că un copil singur poate să se descurce și să ajungă na. Să nu ajungă un vagabond și un pierdevară. Asta ca să înțelegem cât de mult s-au schimbat standardele, în sensul că așteptările. În sensul că astăzi, dacă tu lași copilul să se joace în parcul de la două străzi mai încolo, singur, nesupravegheat, vine sus amintita direcția copilului să ți-l ia pentru că l-ai neglijat. Da, este acuzat de neglijență. Uite, atunci nu te mirai văzând copiii muncind, dar cum te miri dacă vezi un adult muncind. Da, și asta e. Și asta e. Exact, exact. Și David Frimă spune că, domne, într-adevăr, ar trebui, dacă copilul face și un compromis, domne, în urma unei anchete a unor adulți, dacă copilul dă semne că reușește singur să se întrețină și își dorește lucrul ăsta în cunoștință de cauză, ar trebui lăsat pur și simplu să decizia lui să fie respectată și nu a părinților sau altor tutori, că poate să fie, să zicem, ori niște bunici, ori o casa a copiilor sau o instituție asta de un orfelinat sau altceva. Cum se traduce corect foster home? E așa un fel de foster? Da. E un fel de casă de primire, familie. Da, casă de îngrijit copii, să zicem. Nu, dar se duce într-o familie, nu e o casă, nu e o instituție. Okay. Casă lui foster. Sunt familii din astea care îngrijesc temporar, nu știu cum. Mă rog. Da, nu știu în ce măsură există la noi conceptul în România. Ba, există, că a fost un caz în care trebuie să fie unii autorizat special de stat și sunt, ca să fie mai puțin rece ca orfelinatele, apar aceste familii care spun, păi, pentru o sumă de bani pe care o primesc de la stat, ele sunt certificate de aceiași oameni care lucrează la Direcția pentru Protecția Copilului, ca fiind îngrijitori pentru copii. În sensul că copilul, în loc să ducă la orfelinat, se duce la ăștia acasă și nu e la fel de traumatizat pentru că rămâne practic într-un mediu familial. Și bineînțeles, cum au fost multe lucruri, n-au știut de la început că vor să-i certifice, dar le-au dat bani și asta a fost, cred că, și problema atunci în situația aia din România, în care unii aveau grijă de un copil și au zis, da, voi n-aveți certificat, îl luăm copilul de la voi, și nu puteau să ia certificat pentru că aveau niște chestii de bifat și nu știu de ce nu le bifau. Da, deci practic ei au vrut să facă o faptă bună, nu? Să salveze copilul ăla de undeva, să-l iasă în grijă. Nu l-au și ținut multă vreme. Da, asta a fost tristețea situației. Păi, nu au facultate. Dar dacă nu era cu ștampilă de stat, se vede că acea lipsă de traumă de care vorbeam mai devreme nu e atât de prioritară cât este ștampila. Da, da. Adică avem și noi o ierarhie. În primul rând, legea, după aia norma, după aia ordinul
și după aia ștampila și după aia interesul individului. După aia vorbim, da. Ne mai înțelegem. Și, și Friedman ce zice? Că, ce soluție îl dă? Asta că îi permite, da, cu cine să facă investigația aia? Niște adulți. Dar zice de stat, de... Nu, nu. Dar știu că după aceea ar fi bine ca să mai fie întrebat de câteva ori de-a lungul timpului, că poate se răzgândește, poate ne am greșit sau încă n-am reușit, peste un an vreau să întoarcă înapoi la părinți. Păi și dacă nu-l primesc? Poate sunt supărați ei acum. Da, păi da. Eu zic că ar trebui inclusiv dreptul părinților de a nu-l mai primi. Mie mi se pare că Friedman de multe ori face o treabă bună, că vine cu tot fel de exemple de bune practici sau idei nonconformiste, futuriste, și încearcă de multe ori să dea răspunsuri la întrebări din astea grele, dar cum s-ar face cu tare? Uh-huh. Pe când noi aici o să zicem și mai principial, mai etic. Nu? Ce zicem noi? Chiar e, e corect lucrul ăsta? Că da, se pot face ce a zis Friedman. Da. Păi, ție cum ți se supără? Noi trebuie să ne ținem de principiul în agresiune aici. Dacă în momentul în care un adolescent, să zicem, vrea să plece de acasă, rupe contractul ăsta de tutelă sau de, să zicem, îngrijire parțială sau de... Da, responsabilitate, să zicem. Da. Cineva e responsabil pentru altcineva. Și pleacă de acasă și peste un anumit timp se răzgândește și se întoarce, doar cu consimțământul părinților s-ar putea reîntoarce. Dar părinții, nu pe partea cealaltă, trebuie obligați părinții sau... Părinții pot să zică nu, nu pleci, că ești încă mic și nu știi ce-i, da, bine? Pot. Pot. Pot sub cifra aia, sub... Dacă are 7 ani, pot. Dacă are 10, nu pot. Tac. Nu. Problema este că nu. N-ar avea dreptul ăsta. Și la 7 ani. El spune... Nu trebuie să ne legăm de niște cifre. Pur și simplu dacă... Și el spune că, că nu merg, că vârsta nu e, nu e neapărat bătută în cuie. Da, da. E arbitrară, luată arbitrară. Și nimeni din, să zicem, din exteriorul familiei, aici trebuie să se înțeleagă, să se negocieze între copil și părinte lucrul ăsta. De vezi, asta e problema. Noi folosim tot felul de cuvinte și de asta și intră mulți libertarieni la apă cu subiectul ăsta, pentru că ne folosim tot felul de cuvinte. Dacă părinții poate să negocieze cu copilul, înseamnă că copilul ăla poate să-și dea consimțământul. Da. Păi dacă copilul poate să-și dea consimțământul, clar, clar, avem o problemă. Nu mai e copil. Poate să nu mai negocieze. Da, păi tu mai răsa, în situația actuală că vrea să plece, poți să încep să negociezi cu el, pentru că omul deja a ajuns copilul. Avem deja la o anumită maturizare, da? Și vrea să-și ia viața în propriile mâini și să-și asume responsabilitatea. Bine, okay, ok, și ea și contrazice, ea și contrapune chestia asta, așa, da, cu copiii care pleacă de acasă că nu le-a făcut desertul preferat. Mm-hmm. Da, 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 da. Ăla nu a atins niciun nivel de maturitate, ba chiar până și lucru, până și motivația pentru care pleacă de acasă este complet imatură și irresponsabilă. Asta zice și Friedman, că nu, majoritatea, da, sunt plecării neserioase. Nu poți să... Da, și de asta și întorc majoritatea. Nu poți să tratezi acea situație ca și cum copilul ăla are consimțământ, are responsabilitate, are maturitate. Ba, eu zic că da, pentru că chiar dacă e sub impuls, și chiar dacă, să zicem, copilul nu pleacă din cauza că i-a dat la ciocolată și pur și simplu deja copilul ăla, zicem că e un geniu, da? La 12 ani a terminat facultatea, vrea să plece de acasă, și pe lucruri de tipul ăsta care mi se par nouă foarte, să zicem, unde copilul ăsta poate și asume, să zicem, niște responsabilități datorită faptului că a făcut niște lucruri importante până la vârsta asta, chiar și așa el peste două zile se poate răzgândi. Ca și copilul care i-a fost refuzată ciocolata. Uh-huh. Și
După aceea, când se întoarce acasă și copilul la care, să zicem, tata, am greșit, nu mai vreau ciocolata care ne mi-a dat atunci, sau copilul care vrea să se angajeze undeva și nu reușea, trebuie pur și simplu să renegocieze cu părinții reintrarea sub tutela lor. Păi nu mai poți să te... Nu poți să... Asta e ca și cum... Ok, cum rezolvăm problema asta? E aceea lucru. Păi te vinzi în sclavie sau nu te vinzi în sclavie? E aceeași situație. Nu, vreau să... Mi-am luat tutela și acum vreau să renunț la ea. Ai fugit acum undeva complicat. Păi nu, dar e aceeași situație. Nu, vreau să intru din nou sub tutela ta... Că eu mi-am luat-o, sunt capabil, am demonstrat că sunt capabil, dar nu mai vreau să mai fiu capabil. Nu? Nu poți. Capabilitatea din clipa în care o ai, nu mai pierzi decât involuntar, în sensul că dă o mașină peste tine și ai rămas legumă. Nu poți să pierzi capabilitatea voluntar. Păi stai, dar poți să le legi. Da, tutelea înseamnă niște drepturi pe control. Da, poți să o delegi, nu o pierzi. Doar o delegi. Poți să o retragi oricând. Dar o delegi, eu sunt... Poți să te angajezi. Nu mai poți să o mai retragi? Nu, eu sunt băut, te rog să mă duci tu acasă. Te-am delegat. Asta e aceeași problemă cu vândutul în sclavie. Da? Dacă poți să te vinzi în sclavie, nu mai ai voie să te răzgândești, pentru că tu nu mai ți-ai vândut... Ăla decide pentru tine. Da, aici nu e vândut. El decide dacă te lasă sau nu. Ba da, e același lucru. Eu mă pun înapoi sub tutela ta. Da. Ok, deci înseamnă că tu decizi. Nu e tutela. După aia eu nu mai pot. Eu am pierdut ocazia să mai îmi iau tutela înapoi. Ever. Nu, dacă ai dreptate, dacă e tutelă din aia, un fel de autoritate, elicopter care dictează autoritarism, e nasol, nu merge, exact ce zici tu. Dar dacă doar delegi niște responsabilități, așa, le delegi până când le retragi la loc, delegi mandatul. Și proprietarul poate anula tot. Păi proprietarul poate anulibilitatea, eu vorbesc la copil. Copilul trebuie să fie în stare să mai plece acasă a doua oară. Sclavul trebuie să poată să fugă. Da, dar astăzi, mi se pare că e distinția clară între nu se vinde, ci doar deleagă. Și poate să retragă oricând, aici e nediscutabil. Și copiii adică fără consimțământ și copiii cu consimțământ. Te las să faci tot ce vrei tu, mai puțin să, cu mai puțin eu păstrez consimțământul asupra dacă avem o afacere sau nu. Pentru că acum e privită de obicei tutela ca o putere de a face ce vrei tu. Când mie mi se pare că responsabilitatea unor părinți e să aibă grijă, nu să facă orice. Să ia decizii pentru copilul ăla. Uite, de exemplu. Păi da, ia decizii și le acceptă. De exemplu. Dar poate să nu le accepte. Poate să fugă de 7 ori de acasă. Ce mâncăm asta? Dacă ai niște părinți, dacă ai niște părinți care zic... N-ai decât să fugi de câte ori vrei, noi suntem niște părinți afectuoși, de câte ori vrei să vină apoi, poți să vină apoi. Sava. Tu zici că a dispărut tutela la fel a devenit. Asta spun. Și eu ți-mi pare. Păi dispare tutela în momentul când dispare. Copilul fuge de acasă. Tutelă, da. Ăla e alt tip de contract, nu mai e tutelă. Da, asta, da. asta. Ah, e that's okay. My point. Da, okay. Yes, it's a very good point. Da, yes. Cred că corect. Adică nu poți să vină apoi să te pui sub tutela lor, ci te-a pus să negociezi ca un adult care locuiește, ca un adult de 10 ani care locuiește cu... și aici dăm peste a doua problemă a cu care se confruntă libertarienii. În clipa în care tu recunoști drepturile astea unui țânc de 10 ani, automat înseamnă că trebuie să-i fii recunoscut și dreptul de a face lucruri pe care sigur nu le înțelege și care sigur ar putea avea consecințe permanente asupra vieții lui. Lui, da. Cum ar fi? Să-și strice ceva la corpul lui. Exact. Atât timp cât este sub tutela ta. Nu mai este sub tutela, doar ce am discutat. Vorbește de cazul în care a fugit, Și s-a întors. Păi asta e critica, nu te uita doar la... Că asta e, problema minte. Și cu faptul că ce vorbește Friedman aici e o chestie foarte restrânsă. Da. Copiii care vor să fugă de acasă pentru că acasă au o situație nașpa. Da. Ar trebui să fie lăsați să fugă și să nu fie întorși la părinți sau întorși la mâna statului. Ceea ce, ok, cu asta suntem de acord.
Dar mai sunt și alte statul cazuri. Încă nu e de acord că n-ar trebui să fie întors la mâna statului, da? Câteodată statul e de acord să nu ia la părinți, ba chiar câteodată statul ia preventiv de la părinți când nu e cazul. Asta e problema a doua. Bine, dar știi care e răspunsul dacă... E fii atent. E incomod și seamănă cu ceva ce am vorbit noi mai devreme. Tot felul de situații nasoale pe lume. Ideile libertariene nu promit confort și lapte și miere, ci promit că o să susținem responsabilitatea. Păi are 10 ani și nu știe. Ok, o să fie un număr de copii de 10 ani care o să facă niște prostii și o să se vadă. Mă, nu mai faceți prostiile alea ca aia. De ce? Că toți sunt mici și nu știu? Tu de ce ți-ai rupt piciorul când erai mic? Nu. De ce ți-ai rupt piciorul? Că și-au rupt piciorul sute de mii de oameni, de milioane de oameni. Răspunsul este că n-am avut discernământ. Ăsta e răspunsul. Îți spui, nu, vezi că uite copiii de 10 ani care și-au luat așa și... Da, știu, e literatura plină de povești de genul ăsta. Nu le citesc, nu le cred, oricum le încearcă pe piele. Mai am o fugă din ăsta. De-aia vrem să ai justiție privată. Ca să nu se ocupe statul birocratic, rece, cretin de chestii din astea, să ia, să oblige să întoarcă, etc. Și să judeci cu o singură măsură, să în orice caz, nu? Să poți să judeci la arbitrii privați lucruri din astea. Pentru că dacă nu ai plângeri, nu e nicio problemă. În momentul în care ai o plângere, ce zicem? Unde fugim noi de obicei? Păi cineva o să judece. Cine? Justiție privată. Și justiția aia privată, din nou, de ce o să fie sănătoasă? Din cauza că o să caute, să aibă reputație bună, oamenii să fie mulțumiți, ca să revină, să ceară servicii, etc. Și atunci, fix ce ar hotărâ? Ok, noi ne jucăm de multe ori de a arbitrii ca să scoatem niște adevăruri. Aici ne-am încurcat deja în tot felul de amănunte și ajungi la genul ăla de, păi da, e contextual, depinde, nu știm. Și aici, și atunci în situații din astea, răspundem că arbitrii, de la caz la caz, ar hotărâ. Și principial mi se pare că copilul, dacă vrea să fugă, vrea să-și facă o prostie, părinții îl opresc. Că aici ne încurcase răm. Și părinții îl opresc. Nu te las să îți faci rău. Că până la urmă asta e responsabilitatea primară a unui părinte, aș zice eu, care sunt. Nu? Primul lucru, să nu facă rău. Să aibă grijă să nu-și facă la rău. Să nu... Tradiționalul, să nu bage degetele în priză. Nu? Și îl oprește. Cine o să se plângă? Copilul. Păi da, copilul încă nu și-a câștigat. E o chestie de asta juridică. Ar trebui copilul să ducă la judecător și să-i ceară întâi un fel de certificare, fel de certificare a maturității. Există lucrul ăsta acum în Statele Unite, îi spune emancipare. Da, așa e. Dacă există de ăștia de 16 ani care ei hotărăsc singuri și zice emancipated teen. Discuția rămâne și cu alea private, știi? Ok, pot spune că alea private prin competiție, prin nu știu ce, descoperă mai bine standardele, știi, decât statul. Statul n-are nici motivații, nici financiare. Să producem un X. Păi uite, competiția era, care erau criteriile alea de consimțământ? Erau două. Unul era o vârstă, o cifră. Și altul era ăla cu să poți te întreții. Friedman alea chiar pe amândouă. Le susține pe amândouă. Nu pierde vremea. Apar și la ăla lui Rothbard era, domne, o greșeală să merge pe vârstă. Hai să mergem pe dacă se poate întreține. Asta. Da. Și tot rămâne obiecția lui Valic. Da. Sunt discuții pe care nu le poți evita. Uite, asta cu pedofilia. Ok, are consimțământ. Poate să facă, să întrețină relații cu un adult. Ar trebui să susții că da, dacă are consimțământ. Asta e o problemă, știi? Da. Ai susținut asta? Ca să nu mai spunem că poți să dai de exemplu ăla pe care l-ai dat înainte de emisiune cu soția. Da, cu
fata de 12 ani care... În Imperiul Bizantin, da? Împărații își măritau fetele, prințesele, da? Cu diversi șefi de triburi din jurul Imperiului Bizantin. Le-au fost fragile, 12-13 ani. Nu era ceva oripilant pe vremea aia. Dar și acum, de exemplu, ai o fată, să zicem, de 15 ani. Uh-huh. Îndrăgostit nebunește de profesorul de engleză. Da? Uh-huh. Așa. Tu zici că eu sunt tată, eu sunt așa, eu știu ce mai bine pentru o fată, mă duc în altă țară, tot cu familie. Yeah. O iau, da, prin forță, da, ea nu vrea să plece, da, iau cu forța, da? Și toată lumea aplaudă, da, doamne, ce bine ai făcut, că da, până la 18 ani fata n-are fișină, da. După aia ea se aruncă în fața trenului sau ceva de genul ăsta. Ai făcut bine sau n-ai făcut bine? Păi, e clar că dacă ea s-a aruncat în fața trenului, n-ai făcut bine, dar poate că suntem în ceea ce îi place și lui Friedman să spună, într-o dihotomie falsă. Adică poate că nu erau astea singurele două acțiuni disponibile. Să o lași să se așa profesor de engleză sau să puși cu ea din țară. Poate că mai era și un alt middle ground. O să-i explici și profesorului că... Da. Greșește el. Dar ce aș vrea eu să menționez este faptul că dacă împărații Bizanțului și nu numai, că chestia asta s-a petrecut și târziu, până aproape de epoca modernă, să o numim, în care prințesele și prinții erau promiși unul altora și însurați de la o vârstă foarte fragedă. Chestia asta s-a petrecut în cum să spun, universul ăsta al regalității, al monarhiilor. Da, dar prinț, nu le împărat. Dar ce aș mai spune este că copiii ca entitate până la Revoluția Industrială nici nu existau. Deci nici ca entitate juridic separată de părinți, nici nu e așa că faptul că ăla o însura 1000 de ani înainte ca să li se recunoască copiilor dreptul la individualitate, nu mi se pare că e un argument. Nu, ce exemplu pe care îl dădea Costel e ăsta, pe baza întreținerii. Da? Tu ești musulman practicant de o anumită factură și iei o nevastă de 12 ani. Okay. Că s-a mai întâmplat, mă rog. Ok. Mm-hmm. Și aia va fi întreținută. Da? Mm-hmm. Nu știu în ce măsură eu împingeam înapoi pe argumentul lui Rothbard și spuneam nu, că Rothbard spune că trebuie să poată să se întrețină. Și Costel zicea că nu crede și acum apar și eu să fiu de acord cu el pentru că nu scrie nimic undeva că meseria casnică, că nu poate să fie casnică. Da. Dacă acceptăm soțiile de 18, 19, 20, 25 de ani să fie casnice, trebuie să acceptăm și asta. Deci eu cred că problema este că noi nu am căzut încă pe o variantă corectă de a determina capacitatea de a consimți. Deci sunt folosite în lume aceste două variante, dar cred că trebuie să existe o variantă mai bună de a determina când cineva e capabil de consimțământ sau nu. Adică, și ăla e momentul în care... Ai un copil la 17 ani și 11 luni și 28 de zile și 18 ani și 3 zile. Da, asta e... Adică au trecut o săptămână și gata. Nu, dar teoretic din punct de vedere legal... Adică cât de arbitrar este să pui... Din punct de vedere legal, da, argumentul împotriva arbitrarității asta e că la miezul nopții înainte să faci 18 ani nu ești cu nimic, cu o secundă înainte de miezul nopții. De. N-ai voie și la miezul nopții ai voie. Ceea ce nu face absolut nicio diferență. Nu mai vorbim de faptul că dacă ești născut pe la 3 ziua, oricum... Nimeni nu ia în considerare și detaliul ăsta. Da, chiar.
Și le-a întreținut. Și ascendente. Îl poți reformula și le-a întreținut, să zici că uite, s-a întreținut vara asta, în toamnă nu s-a mai putut întreține, știi? Știi cum l-ai putea să-l aperi pe Friedman, să spui că el, nefiind universalist, deontologist, deci n-are o poziție universală. Uh-huh. Și discută strict pe situația asta. Da, el discută strict pe situația asta. Nu discută de pedofilie, de transgenderism, de... El așa cred că s-ar apăra. Nu, domne, chestiile astea sunt convenționale, niște tribunale dau... Alea sunt alte discuții. Deci și teoretic punctul ăsta, el l-a câștigat, că dacă copilul fuge de acasă acum, nu îl mai aduci cu poliția înapoi, ca pe vremea lui. Se întâmplă alte lucruri. Începe să fie întrebat de sănătate. Da. Știi, bine, lumea întreabă statul, ceea ce nu e ok, dar... Cum ți se pare că vede lumea asta? Ce? Dacă îi faci un sondaj. Uite pe situația asta, faci un sondaj. Domne, exact situația. Trebuie întors sau nu? Da. Variază cultural. Variază cultural. Da. Și deci cu, uite românii, de exemplu. Păi uite, în România, cred că poți să-ți dai seama de azi percepția copilului după câtă putere are direcția pentru protecția copilului. Mm-hmm. Da? Dacă e ca în țările scandinave, da, unde direcția pentru protecția copilului are puteri demente, în sensul că dacă te răstești un pic la copil, ți-l ia, cazuri care s-au întâmplat, probabil în acele societăți o să fie în niciun caz întors acasă cu poliția când fuge. În societăți unde direcția pentru protecția copilului e o bășină în vânt sau ceva la care, despre care să râzi, acolo probabil că ți l-ar întoarce în continuare cu poliția acasă. Problema este că undeva pe acest spectru aș înclina să zic că este o soluție optimă. Pe de altă parte, atâta vreme cât pe spectrul ăsta și în stânga și în dreapta e statul, nu cred că dăm peste soluția respectivă. Adică Friedman dă exemplu aici că ar putea să se înființeze niște orfelinate private, mm-hmm, care să funcționeze din donații, din bunătatea oamenilor, să aibă, mm-hmm, grijă de copii fugiți, copiii să știe că poate să fugă de acasă și să intre acolo fără să... Ceea ce, na, nu știu, e o soluție, nu știu dacă, n-aș putea spune dacă e cea mai bună. Dar nu, de ce îți rezolvă problema? Să fie aceeași discuție. Terții erau orfelinatele alea. Are voie să rămână la orfelinat sau... Ideea e că nu e stat băgat în toată problema asta. Oricum, nu. Și, da, și privat, rămâne discuție, da, și, privat și stat, noi chiar dacă a dispărut statul, tot ne punem problema. Are voie sau... Discuția principală rămâne. Numai că... E un progres, e mai bine. E un progres că nu se mai lucrează cu mănuși de strung. Adică, uite, ce ne interesează pe noi este să nu poată să intre, pe de o parte, să nu intre cineva cu bocanci în viața unui părinte... A unei familii. A unei familii, în același timp, nici să te uiți, nici să te să treci cu vederea apărarea pe care ai putea abuzuri făcute de părinți asupra copiilor sau de familie, tutori, mă rog. Da, de tutori. Pentru că la fel zicem de obicei, dacă vezi o agresiune, e corect să intervii. Nu trebuie, da? Cred că și Peterson, uite, mereu aducem obiecția asta. Dom'le, nu e întotdeauna clar, e un continuu. Și Peterson zice, nu, uneori e clar când e bătaie, când l-ai bătut, da, pe copil și când doar ai dat una la funde. Se, uh-huh, poate face distinția. Nu suntem așa în plin postmodernism în care nu l-a călcat în picioare, dar nu mi-era clar, știi, dacă... Da. Uneori e clar. Știi că acele orfelinate sunt motivate să primească, zicem, mai un orfelinat făcut de o biserică. Uh-huh. De obicei, ele sunt motivate să țină cât mai puțin copii și să nu fie foarte mulți din considerate financiare, da? Obțin cu greu, n-au fonduri nelimitate ca statul. Al doilea lucru, încearcă să reintegreze, da? Vine copilul acolo, după aia află, dar ce ți-a făcut, nu știu ce, dacă nu îi se pare ceva grav, încearcă să-l reintegreze în familie. Dom'le, acolo este mediul tău, fiind o chestie tradițională. Bine, aici ar putea să funcționeze, știi? În genul ăsta de abordare mi se pare că e destul de sănătoasă. Da, exact, da. Interesează, da, și e,
armonia acolo între oameni, în comunitate, familie. Și același gen de lucru care se întâmplă și la caritatea privată. Când am discutat despre caritatea privată la Rorbard, link în stânga sus, tot același lucru, tot în același fel funcționau lucrurile. Spuneam că aceste organizații de caritate privată, scopul lor e să pună pe oameni pe picioare. Și același lucru vedem că ar funcționa și la aceste orfelinate. Scopul lor ar fi să integreze copilul înapoi. Bine, statul rezolvă tăindu-le din portii. Da. Da. Vrei? Ține pe nu. Ține pe toți și nu... Orez. Orez. Bine, bun orez. Da. Bun, hai să trecem la următorul capitol, infiltrarea capitalismului. Cine... îl ia pe ăsta. Mi se pare că el vorbește aici despre cum au fost furate cuvintele, termenii. Alunecarea, zice el că liberals și-au luat numele ăsta, dar ei numai liberali nu sunt. Și libertarian. Păi libertarian nu a fost tocmai o... A fost al lor prima oară. A fost al lor prima oară? Da, noi l-am făcut după aia așa. După aia ei au preluat când au fost creștia, au avut succes. Ia că-l folosim și noi, sunt libertarian de stânga, sunt left liberal. Dar mi se pare că ei precizează left liberal, left libertarian. Da. Nu prea? Păi dacă sunt mai mulți ca noi, deși acum nu știu dacă. E posibil că aia radicală să nu fie. Da. Adică... aia care sunt comuniști să fie tot niște marginali. În fine, și ideea era că fascism, de exemplu, sună prost, nazism sună prost, totuși socialism, din cauza că a fost băgat în haina asta democratică, exista socialism bun. Nu folosesc asta, zicem noi la mișto, dar eu zic că și socialism sună prost. Păi da, no, nu, pentru nu, că a fost asociat cu comunismul. De ce nu zice noi, demo... La noi aici. Doar Obama nu zice sunt socialist. Bernie Sanders zice sunt socialist. Dar majoritatea nu. A, bine, dar ne etichetăm uite noi pentru români, că uite că la stângii și români, cât zic. Aia care sunt comuniști, zic, da, sunt socialist. Da. N-au problemă. Dar grosul, adică leftismul... Da, ei zic că sunt democrați. Nu, sunt liberali. Ah, mai de hai, da. Și da, o zice și partea. PSD-ul zice că... Nu, PSD-ul nu zice că e liberal, dar nu pune accentul pe socialist. Dar nu zice socialist. Nu zice socialist. Nu, nu zice social-democrat. Sunt social. Da. Da, da, da. Sau nu zice nimic. Sunt de oameni. Nu zic ce nimic. Da, da. PSD-ul are doctrină populistă, de fapt. Oportunistă. Da. Eu am scris pe Mizăț un articol acum câteva luni și în care criticam tocmai chestia asta. Pentru că asta apare la mai mulți gânditori mari libertarieni. Asta cu șmecheria asta socialistă de a tenta de a folosi termeni. O zice Hayek, deci cum au canibalizat cuvinte. Dreptate, dreptate socială. O zice Rothbard, apare și la Rothbard de asta. Inclusiv aici, la Friedman, în capitolul ăsta, uite, au folosit termeni ca progresist, ca liberal, deci termeni care avea o conotație pozitivă. Știi? Deci au avut chestia asta machiavelică prin care au fentat. Obiecția mea din articolul ăla era că nu, că divergențele între oameni sunt pe conflicte cauzale și pe valori. Dacă oamenii aia chiar erau libertarieni pe bune în America, nu-i fentaitor. Adică nu au contat atât de mult cum cred ai noștri. Că machiavelic au reușit să fenteze. De ce nu ne fentează pe noi? Ui, vine un socialist, folosește libertarian pentru socialism. Mie mi se pare că noi de multe ori plecăm de la premisa că un libertarian face și diligențele să analizeze corect pe principii. Pentru că așa e în capul nostru definiția. Un libertarian chiar face chestia asta. Face dacă e libertarian. Da, exact. Da, atunci înseamnă că sunt relativ puțin. Adică mai ai genul ăla de discuție în care uite, eu produc mai multă libertate pentru un om dacă îl învăț să învingă statul pe cutare act sau lucru mic. Îi produci. Produci, libertatea o produci, dar nu produci un om care cultural are atitudinea și valorile mult mai liberale, ci a învățat
că aia poate fi făcut așa. Am învățat eventual că și mai multe pot fi atacate. Doamne ajută! Dar mi se pare mie că genul ăsta de, în primul rând, atitudine și după aia respect pentru principii și gândire critică, nu se produce. Deci mai ai exemple de lucruri propuse în politică. Scuza lor e că argumentează și pozițiile alea minimaliste. Okay. Vorbesc de birocrație, zic două, trei chestii despre ce nu e bine să existe obstacolul ăla. Deci da. Nu doar că te ajut, ci și înțelegi. Da, zic. Dar nici socialiștii nu... Marea masă socialiștilor care se consideră socialiști, mai ales tinerii, nu știu socialism. A, nu. Asta zice și Friedman. Da, nu știu dacă în capitolul ăsta de discuția cu... Asta, cu tinerii aceia din Cehoslovacia. Da, deci pentru ei socialism însemna ce înțelegem noi prin libertate. O lume mai justă, liberă și prosperă, știi? Da. Liberă și prosperă. Și zice el la mișto, știi, aia, regele a murit, trească regele. Toți suntem, socialism a murit, trească socialism. Nu cred că e chiar așa. Cred că e ceva adevărat. Da. E ceva adevărat în sensul că ei au de asta. Mă, dar tu de ce ești socialist? Păi vreau să ajut oamenii amărâți. Sau socialism înseamnă being nice with other people. Păi și eu cred asta, dar nu sunt socialist. Că din potrivă că socialismul e agresiv. E. Da, ideea că te poți just... să zicem, cei care vor să acapareze puterea pe principii socialiste se folosesc de acești oameni vorbindu-le frumos, societate justă și așa mai departe, welfare și nu știu ce, și după aia când ajung sus... Cred că și, ce crezi că Obama nu crede în o lume mai dreaptă? Nu. Nu, nu. Aici repet povestea pe care am spus-o de fiecare dată când aduci chestia asta. Nu poți să fii un politician care să fie ajuns cât de cât la putere, ori Obama a ajuns la putere, nu cât de cât la putere, și să mai fii naiv. Nu, acolo trebuie să știi cu ce se face cârnatul în bucătărie. Nu merge cu visul și idealul. Da, poate avea o poziție de asta. Dom'le, binele, rău cel mai mic, am făcut bine. Ok, înțelegeți menul și bani și nu știu ce, dar am făcut o lume mai bună, știi? Dacă veneau republicanii, deci era... Jale. Da, vezi, noi tot timpul zicem că noi nu știm care e binele în lume. Cum? Nu hotărăm noi. Politicianul zice am făcut o lume mai bună, după mintea lui. Când noi zicem, păi lasă pe oameni să aleagă. Și atunci vedem ce a fost bine pentru ei. Dar poți să spui chestia asta în abstract, că tu consideri că ce mai bine e ca lumea să aleagă liberă. Pentru tine. O lume mai bună e o lume în care e mai liberă. Da. Într-un fel, da, poți să mă întorci împotriva ce am zis adineauri. Păi, dar tu de ce zici că e mai bun așa? Exact. Să fie mai liber. Nu, pentru că permite acele alegeri private și nu știu. Și nu, poți menține scepticismul în continuare, să zici, nu știu ce e fericirea pentru ăla, dar îi dau libertatea și ăla o să-și caute. Da, asta e o problemă de valorizare. Adică tu valorizezi autonomia mai mult decât valorizează, să zicem, un socialist idealist, bunăstare. Tu valorizezi autonomia, spui, da, e sărac, dar măcar e cu mâinile lui, are dreptul să facă orice, să-și... Poate să iasă din sărăcie, dacă... Ca să mai spunem că oricum nu o să dăm la sărăcie, istoric și empiric vorbind, se ajunge mai repede prin socialism decât prin libertate. Da, argumentele lor sunt și economice, că ei chiar cred că dacă tu, nu știu, tipărești bani sau crești cheltuielile publice, va fi mai bine, știi? Dacă te uiți empiric pe date și pe nu știu ce... Să vede că nu... Adică ei chiar cred asta, știi, o polemică despre niște reații cauzale. Economică. Și mai ai de multe ori confuzia asta în care, exact ce zici tu mai devreme, Costel, că dacă vrei să ajuți oamenii, te interesează armonia, susținerea mărăților, ăla e social. Pe când noi folosim cuvântul ăsta în sensul în care îi obligi pe unii să susțină, mă rog, îi taxezi, îi... Fac asta, dar o fac, e ca și cum ai da cu mașina peste cineva. Adică când el spune că statul trebuie să, nu știu, să facă tare chestia, nu vizualizează cum vizualizează un libertarian. Dom'le, ca statul să facă podul ăla, a luat de undeva banii. Da, a luat prin taxe, a luat prin furt, nu știu ce. Păi el nu vizualizează asta, nefiind familiarizat conflictul între idei, cu ce ăla libertarianism, cu ce socialism,
El crede că alegerea e între a avea drumul și nu avea. Toți vreți să fie drumul, că domnul. Bine, aș zice că poate acest capitol e cel mai datat dintre toate pe care le-am citit până acum. Nu știu dacă... Adică, da, pentru că el tratează socialismul doar din punct de vedere economic. Se referă doar la mișlar, la colectivizarea mijloacelor de producție, la compararea cu faptul că oricât atunci când s-au încercat economii socialiste pure, după așa au dat greș și tot s-a introdus înapoi mecanismul prețului și un pic de inițiativă privată și tot felul de chestii. Și ideea era că, uite, că și în tot socialismul, ca să funcționeze socialismul, are nevoie de capitalism la interior și de o piață liberă. Da, da, da. Și el dă exemple aici istorice din Iugoslavia și nu știu ce. De ce spuneam noi, și la noi, când ți-a dat un pogon de pământ, e tot creeping capitalismul. Da, da, da. De ce spuneam eu că e învechit? Este că astăzi socialismul nu mai discută argumentul ăsta economic. Și astăzi socialismul este despre intersecționalitatea sistemelor de putere și de clase, diferite clase dominant, care sunt dominant. Da. Dar și partea asta, care sunt și mai... partea asta, Venus Project, vine tehnologia sau... capitolul următor. E capitolul următor, vine tehnologia și nu mai... Și el dă exemplu în a treia ediție, spune că uite că și în China, care la vremea așa, tot ai această infiltrare a capitalismului în interior. Adică nu ai economie planificată în interiorul. Nu ai comunism. China. Asta se omite în discuții noastre. Când spui, domne, China e comunistă. Nu, China nu. Nu, e fascistă. E fascistă 100%. Da, din păcate e chiar fascistă și... Nu, fascistă după definițiile lui Mussolini. Nu discută doar omul care a scris doctrina fascistă. A scris cartea. Nu, da, așa cred că și Europa. Uite, definitiv o parte din ea, totuși în Europa nu ai cultura bananei în China. Nu ai infiltrarea asta a statului în Europa, ai hiperreglementare, dar nu ai infiltrarea asta a statului pentru servirea scopului național. În Europa firmele nu trebuie să crească avuția națiunii. Asupra națiunii. Nici măcar. Aia, în Europa ele încă produc destulă valoare încât pur și simplu prin taxare să se... E fascinul globalist. Crească. În China e același lucru. În China e cu direcție de la centru. Da. În China ai în consiliu de administrație un om de la partid. Chiar dacă, și la noi nu ai în chiar dacă ai un om de la servicii. Și ai... Eu vorbesc de Consiliul de Administrație al firmelor, așa zis, private. Private. Da. Și la noi n-ai. La noi n-ai. Vodafone e un securist. Sau... Ai doar securiști, n-ai... Poate doar informal. Da. Păi, o știu pe asta un exemplu, o anecdotă. Anul trecut mi se pare că a fost o chestie în China cu oprirea firmelor private de a oferi acces la jocurile video consumatorilor decât în weekend timp de două ore sau ceva de genul ăsta. Adică de asta se știe în China există pentru a nu mai promova tot felul de... Da, și asta e, cum îi spune, e inginerie socială, nu? Da, pur și simplu. Nu e, și e făcută la comanda statului prin actorii privați. Deci ai inginerie socială într-un sistem fascist. E deci la... din carte. Deci în China ei au un fel de TikTok, dar au copiii au acces doar limitat, nu știu cât, o oră, habar n-am, și nu au scălâmbăielile de pe TikTok cu vestic, ci sunt chestii educative. Uite cum se face aia, uite cum se face aia. Foarte frumos. Nu, ei, nu ne-am pus problema asta, dacă ei se scălâmbăiem. Și ei de ce, nu lasă, pentru că au observat ei din lumea vestică că genul ăsta de interacțiune e adictivă. Și atunci tot statul chinez se comportă ca părinții de mai devreme care zic asta nu e bună pentru voi. Da și nu. Nu lasă pentru că în China
copiii sunt ai statului, nu ai părinților. Așa că statul are grijă cu ce să-i educe. Deci TikTok e de stat? Nu e de stat. Ce? Nu e de stat TikTok. TikTok e o companie chineză în care probabil că sunt și reprezentanți ai statului chinez. Nu... Dar în acte cel pe tine privată, nu? A, în acte, în acte și compania lui Jack Ma era privată. Și când i-au spus băieții de la centru să-și iau o vacanță, a dispărut omul de n-a mai dat de el două luni. Cine? Care mai are? Cine? De la Alibaba. Pe ce? Nu mai e... Firma merge, dar el... Firma merge, dar el... Și mai apare în poze, nu? Ca Gestapo. Rusese să facă niște... chestii educative, dar niște copii pentru școală. El a fost un profesor, un învățător, ceva de genul ăsta a fost. Ce spuneai, Costea? Nu erau niște știri care a apărut că s-a reactivat. A, da, a reapărut. A reapărut, dar nu mai conduce. Era schimbat. El, ea, da. Era mult schimbat. El a fost reeducat. Uite un detaliu interesant aici, legat de cooperativele muncitorești dintr-o societate socialistă. Deci mai avem capitaliști ăștia care dețin mijloace de producție. Deja am trecut la următorul capitol, dacă vrei cumpără. Nu, ești chiar în capitolul ăsta un pic, începe. Ok, dar ești și în următor. Ești în următor. Asta, da. De tot interesant aici este faptul că atunci când muncitorul iese la pensie, el nu deține niște acțiuni la fabrica la care a lucrat și le lasă moștenire copiilor sau cui vrea el. Faptul că nu mai este muncitor în acea cooperativă, el își cetează pur și simplu drepturile de proprietate, să zicem, a acelor acțiuni. Adică nu le mare, nu mare... Felul în care funcționează este... Doar cei care muncesc. Colectivizarea mijloacelor de producție pentru muncitori. Da? Dacă nu mai ești muncitor... Nu mai ai nici așa de producție, adică nu mai stai la blestem, e. La revedere! Da. Și, adică asta chiar e... are sens să spui că ai fost scos la pensie. Da. Și nu ai motivația asta, să zicem, doamne, din profitul ăsta decidem să reinvestim sau să, ok, din dividendele mele, împreună cu alți 5-6 prieteni, vrem să punem deoparte și să cumpărăm o nouă ușă sau ceva la fabrica asta. N-are sens dacă peste... Nu, deci o cooperativă în felul ăsta, gândită comunist, că asta e ce ai descris tu, nu funcționează exact ca în restul problemelor. Practic, înăuntru n-ai prețuri. Nu, ei, dacă ar putea să pună bani deoparte... Problema e că nu e al tău și atunci exact. Nu simți... De motivație. De motivație. Da, nu mai e motivația să... Ai un control. Că ești acolo muncitor, da. Dar ai motivații care se bat cap în cap. Uite, să zicem că ai prima generație, da, care a făcut fabrica, whatever, da, și acum mai are 2 ani până la pensionare, da, și ai în aceeași fabrică, ai alte generații și generații de muncitori care mai au 10-20 de ani până la pensie, da? Ok. Și vor să retehnologizeze fabrica ca să obțină un avantaj. Da? Dar retehnologizarea aia fabricii spune că avantajul în sine o să fie obținut de-abia peste 5 ani. Și nu au niciun interes aia. Ăia care sunt aproape de pensionare n-au niciun interes să iau o pierdere acum, pentru că ei peste 5 ani oricum nu mai sunt parte din joc. Și apare un deadlock decizional, poate să apară în felul ăsta. Că tot timpul sunt unii care mai au 5 ani. Da. Și aia să opun. Exact. Da. Ca să nu mai vorbim de faptul că în teoria anarho-comunistă și la ei deciziile se iau prin consens. Adică trebuie tot, dacă nu se opune, pa. Da, dacă nu e consens, sigur ai făcut tu ceva. Da. Că ei uită de asta, mereu. De asta comuniștii au rezolvat această problemă. Au introdus o idee, o teorie de creăm consens. Și de obicei, cum se crea consens? Se împușcau dizidenții. Nu-mi place varza, o să-ți placă. Da. Yeah. Eu zic că înainte aveau și loc discuțiile astea, de la tovarăș la tovarăș. Până când l-am împușcat pe primul. După aia s-ar putea să nu mai fost loc de discuție. Nu aveau, dacă se omorau și capii, deci ce sunt discuții să ai? Dacă tu-ți omoră la care ai luptat cu el, nu știu. Dar ei nu înțelegeau de ce e bună varza. De ce a rămas Stalin singur în poză? Da. Ăia n-au înțeles de ce e bună baza. Nu și-au făcut autocritica în ședință. Și ideea lui Friedman care e că
poți foarte bine să ai cooperare voluntară, o să ai cooperative, dar ele ar trebui să fie tratate ca orice firmă, cu acțiuni și lumea să înțeleagă că ei sunt proprietari pe părți. Da, în următorul capitol, dacă chiar vrei... Domnule, dacă chiar vrei să deții mijloacele de producție, păi cumpără-le. Nu pune mâna pe armă și sau pe Secere și Nicova. Te duce la revoluție. Și ineficient. Da, da, da. Deci, ineficient, mai bine dai niște bani. A face cea niște calcule și zice, ești mai ieftin. Dacă... pui de la mână, de la mână. Ce este o discuție? Poate ai o revoluție mai ieftină, știi? Nu? Prea. De ce dacă strângi? Dacă te uiți în istoria, n-au fost cumpere. Și pe calculele lui. Și pe calculul lui, dacă să cumperi tu nu știu cât din firme. Așa. Păi uite, ne gândim la Rusia. Ai câteva plutoane de-astea de, care dau lovitură. Nu e mai ieftin? Nu. Să plătești niște mercenari. Ce preț pentru păi, pentru că puține multe sunt milioane. Dacă tu mi explici că e mai ieftin, eu trebuie să te întreb ce preț pui pe viața umană. Libertarianul. Nu, dar poate e așa sumă riscul. Poate nu mor chiar atât de mulți. Și pe sumele care le circuie la acolo, poate, nu știu, Lenin a avut nevoie de... A, nu știu cât aparte, știi, mi-a aparte. Nu, a avut nevoie de mai mult, pentru că nu. Da, dar față de ce e acolo. Deci cu un război civil chestie, care a durat atâția ani cât a durat în Rusia, sigur a avut nevoie de mai mult. Sigur. Da, e o discuție. Nu, e o discuție, primul rând, empirică. Lenin n-a făcut cu banii, că n-avea banii respectivi, da. Ca să nu mai vorbim, dar nu, a făcut cu banii nemților. Donatori. Cel puțin din start cu banii nemților. Wall Street, chiar eu am tradus. Wall Street și Revoluția Bolșevică. Și îți dă și chitanțe, cum îl cheamă pe ăla? Sutton, Sutton? J.P. Morgan? Istoricul ăla. Asta au fost alte business-uri, știi? Alte business-uri, după aia. Deși nu, cred că au fost și aici. Au fost și aici. Dar tot așa, îți dă, uite, Lenin a primit de la statul german. Conspirațiuni, istorici mari și conspirațiuni. Da, și face Friedman un calcul aici în care spune că dacă muncitor, deci spune ceva de genul că valoarea totală a activelor la bursă, ok, nu face o comparație 100% corectă din punct de vedere economic, sigur știe chestia asta, dar e pentru cititori. Spune așa că valoarea totală a activelor la bursă într-un an anume a fost o sumă X. Totalul salariilor muncitorilor privați, muncitorul care lucrează în privat pe acel an, a fost cam la jumatea acestei sume X. Și zice că dacă muncitorii ar fi vrut să trăiască mai... cum să spun, mai cu moderație, mai, da? Frugal. Mai frugal, așa, mulțumesc, în 5 ani ar putea să cumpere toate mijloacele de producție. Da, toate mijloacele de producție, în 5 ani. Ok, unde spuneam eu că are el o gaură, asta în clipa în care apare cerere de acțiuni pe bursă, cresc prețurile, dar el cel puțin... Nu e deloc de necrezut faptul că ar putea să, poate, da, să cumpere pachetele majoritare. Mm-hmm. Deci da. Până... Mai se întind câțiva ani, mai fac foame câțiva ani. Mă rog, cet, moderat. Foame moderată. Da. Da. Dar el spune că asta ar fi o variantă cu bursa, dar... tot în același an, dacă iei doar valoarea mijloacelor fixe, mm-hmm. că de fapt alea sunt mijloacele de producție în teoria comunistă, nu know-how-ul managerilor și procedurile de lucru și nu știu ce, nu, doar mijloacele fixe, mm-hmm. păi atunci ar putea să și le cumpere într-un singur an. Plus că și alea țin de muncă, managementul ține de muncă, da. Nu ține de... antreprenori. De exemplu, uite, la bursă pentru Google, inclusiv brandul Google este, de când un marxist ar recunoaște, nu contează asta, e zero. Contează totuși. Pentru el
Ia doar scaunul, calculatorul, da, așa. Și că noi muncitori oricum suntem noi, ci doar munca creează valoare aici. Crezi al brand, cu uite alții. Cooperativele muncitorilor. Da, cooperativa muncitorească Google. Și gata. Poate vii mai mult la asta. Deci ce a zis Valia din aur era că în loc să furați niște mijloace de producție deja existente, dacă strângeți bani un an, după exemplu din scenariul ăsta, vă duceți și cumpărați unele noi. Și nu, asta e un avantaj, nu, că sunt existentele. Bine, ok, le iei pe alea existente, doar alea... Ai învățat cu ele. Mașinările. Da, exact. Ai lucrat pe mașină normală. Da, o rabă. Nici acele de producție. Nu, dar întrebarea de ce nu fac asta... Uite, comuniștii nu se întreabă asta. Dom'le, păi, de ce nu fac? De ce nu face lumea chestia? Uite, dacă ai libertate. Dacă ar fi să ne întrebăm tot așa la categoria de ce nu fac, mai e un calcul foarte bun pe care îl face el aici. Spune tot așa că în același an, totalul salariilor și câștigurilor a muncitorilor, atât în sectorul public cât și privat, a fost X, nu contează. Profitul tuturor corporațiilor din Statele Unite a fost de 10 ori mai puțin. Asta e înșelător, adică nu sunt de acord cu el aici. Trebuie să te uiți individual, știi? Iar dacă e mai mic profitul decât nu, ăla... Nu te uiți, pentru că lupta ideologică este muncitori versus corporații. Și muncitorii, uite câți bani au de fapt. Asta e ideea. Că nu, da, corporația nu suge și face rău muncitorul. Nu, dar nu individual. Așa nu se mai fac. Păi dar el nu le ia individual, le ia în agregat. Păi de-aia zic că nu e fair. De ce să nu fie fair? Pentru că tu câștigi mai puțin ca și muncitor decât patron. Un muncitor față de un CEO sau un patron. Fii atent, dacă ai ajutoarele sociale, ăla face valoare. Agregatul, românii recipienți pricesc mai mult. Dar asta nu înseamnă că Dragnea... N-ai înțeles. Ba, da, asta, Asta este argumentul împotriva redistribuției câștigurilor. Păi de ce ar fi anti? Pentru că nu ai de unde să redistribui. Okay, deci fii tu mic. E fix argumentul, domne, trebuie să plafonăm salariile CEO-ilor, da? Și să redistribuim diferența la toți muncitorii și fiecare ajunge cu 10 cenți în plus. Tot e mai bine. Nu e mai bine dacă te gândești la agresiunea crescută din societate. Da. Ai înțeles ce vreau să zic? De ce e înșelător? Pentru că e... Chiar dacă profitul în agregat e mai mic al... Așa? Dacă te uiți, Musk cât își trage, partea lui e mai mare față de... Înțeleg? Chiar dacă toți muncitorii din America... Da, Musk cât se angajează? Asta e ideea. Că, da, ia toți muncitorii că, de la Tesla. Că raportul e în felul următor. Că un patron din ăla ține în spinare 10 muncitori și includem aici și lucrătorii la pierde vară de la stat. Nu, și mai e o chestie, că câți bani ia Elon Musk, dar la luat doar ca exemplu, sunt puțini de fapt când îi scoate ca bani care mai sunt și aia taxați. Nu, cu asta sunt de acord, doar că nu era suficient pentru motivație, pentru că muncitorul își putea face calculul ăsta să nu fie câțiva cenți, să fie câteva mii de euro. Păi nu sunt! Asta e toată ideea, că dacă ar fi discutat, dar nu sunt. Ce nu sunt? Din cauza că atunci când zice lumea Cutărescu este atât de bogat, alea sunt doar evaluări, nimeni n-a scos banii aia, nu există cash, sunt evaluări. Ai o firmă care valorează nu știu cât? Dă-mi valorile. Păi nu poți să ți le dea, asta e că dacă te apucă să vândă... Tot e ceva. Deci cât de mediocre ar fi valorile, știi? De imperfecte, tot e ceva. Da. Dacă ți-ți dau niște acțiuni la Tesla, hai să zicem, ba, sunt umflate, ba, ia și dă-mi-le așa cum sunt, știi? Da, apară să zicem, consecințe. Dacă le-ai vândut... După aia nu le mai, al doilea an nu mai de unde să le mai vinzi să mai le dai. După aia CEO-ul respectiv, Elon Musk sau Jeff Bezos sau altcineva, o să zică, păi pentru, să zicem, dacă mi le luați în fiecare an, eu de ce mai stau pe aici? Și nu mai fac nimic, mă duc și mă uit la film toată ziua. Sau la pescuit. Stau la pescuit, da. Și atunci, într-un an, nu o să le aibă loc de muncă, pur și simplu, oamenii respectivi. Iată, mie mi se pare că argumentul nu e că n-ar fi suficient bani dincolo, că sunt bani în profiturile alea.
Cred că argumentele sunt altele. De exemplu, ăsta că, uite, și o diferență culturală între muncitorul simplu și antreprenor. El își asumă mai multe riscuri. Uh-huh. E mai responsabil. Deci chestii culturale. O chestie de bani. Știi? E și chestia de bani. La chestia culturală intră și economisirea. Le economisești. Ce face un antreprenor? Nu consum. Nu sparge tot imediat. Deci, exact ce zici. Adică ce nu fac muncitorii. Ce nu fac muncitorul. Muncitorul vrea consumul prezent. Da. Vrea. Că altfel s-ar face acțiunea. Da, o altă chestie. Deci, de obicei, poveștile astea comunist-socialiste încep dintr-un moment. Ca filmele. De-aia au succes. Că sunt niște povești. Dar ce vreau să zic? Nu au venit banii, vin și... Da, exact. Zice, cine a făcut chestiile astea? Niște muncitori. Păi, dacă nu se făcea firma asta, ei vor să ia... Ei nu vor să ia strungul. Ei vor să ia firma. Și da? Strung. Da, nu, strung. Discuția nu vor să... strung. Nu, ei nu vor să strung. Strung e capitalul. Strung e capitalul. Nu, dacă iau doar strungul, ei mor de foame. Strungul ăla face bani în firma aia. Cu îngrijirea, da, managerului, cu riscul de capital inițial, cu toate alea. Dacă ia mașinăriile alea, adică e argumentul de mai devreme. Ia cumpărați voi chestiile alea, să vedem. Cine și-a riscul, cine face managementul, cine deci, care fi argumente? Nu face marketingul. Risc, nu și-asumă riscul. Da. Da. Și care mai e? Plus că, fii atent, un muncitor care cumpără... Preferința da, de hai. Timp. Hai, time preference. Plus că ai și o întoarcere. Un muncitor, muncitorii care cumpără fabrica la care lucrează... Sunt capitaliști. Exact. Devin capitaliști. Exact. Și atunci... Și atunci au o dilemă. Noi am luptat împotriva capitalului și am devenit capitaliști. E ca în bancă la noi. Dăm sau luăm? Poate fi și chestia asta culturală, că nu-ți convine, știi, să stai... De ce se asociază unii în firme și nu în cooperative? Uh-huh. Pentru că dacă tu vezi că tu dormi 5 ore pe noapte, nu doare, uh-huh, nu face nimic, știi? Uh-huh. Nu-ți convine, știi, să împarți egal. Uh-huh. Ăsta e omul, deci asta e natura umană, nu e... Bine, întorcându-ne la poveștile pe muncitorul care nu vrea, deci muncitorul nu vrea. Întorcându-ne la poveștile pe care le avea Friedman cu studenții cehi din capitolul trecut, nici acei studenți socialiști nu vrea. Adică a zis că un lucru pare să fie clar, oricare ar fi direcția socialismului, nimeni nu prea mai pune votul la fiecare după nevoi, fiecare după posibilități. Da. Rar înseamnă resurse finite. Mm-hmm. Asta e tot? Asta e un alt capitol. E ok. Care era ideea? Ce e? Păi face... Drezna să... Nu există... În câteva lucruri de... Prânzuri gratuite. Nu. Gratis. Da, dacă ar apărea... Abundența, da, exact. Ce ne-am face? Ah, cu tehnologia avem un proiect care produce Star Trek. În fine, și argumentul este că, să zicem, de ce avem acum prețuri, schimburi? Din cauza că unele lucruri sunt rare, sunt finite și trebuie să poți să le aloci cumva. Sau deloc. Și deloc e o formă de alocare. Da. Și zice Friedman, dacă am avea abundență mâncare, dintr-o dată, peste tot, haine, tot ce doresc oamenii și au drepturile pozitive astea. Și zice, tot ar apărea lucruri noi, nu știm care alea ar fi rare. Și face el niște exemple. Dacă ai avea abundență, capitaliștii ce ar face? Ar face spitale peste tot. Să ai sisteme de sănătate gratis. Bine, și ce ar fi rar? Alte lucruri ar fi rare. Oamenii nu se mulțumesc niciodată catedrale. Cu... Catedrale, da. Deveni mai rare. Și crește cererea de catedrale. Da, și zice... Vrem catedrale, nu spitale. Ar pune reclame, ar fi spitalul gratis, dar ai avea reclame pe pereți.
Reclame la ce? Dacă e atâta abundență. Păi, ai un serviciu sau un produs pe care calculatorul sau mașinăria automată le produce. Dar mai și, să zicem că produce microfoane. Dar mai e și microfon produs de cineva, da? Cu încrustații triunghiulare. Ăla îl vinde cu mai mult, cu dublu. Apare cerere pentru acel produs. Nimeni nu vrea să cumpere acela lucru care e gratis, cum ar veni. Da, 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 întotdeauna. Pentru că și aerul, de exemplu, ok, acum îl considerăm gratis, toată lumea folosește, dar dacă n-ar mai fi, atunci ar începe, ok, ia să iau aer de la munte, ia să iau aer de la malul mării, ia să vedem. Deci distinția pe care vrei să o facă este între cantitate și calitate. Deci zice, atunci când ai avea cantitate nelimitată, distinția, raritatea ar fi făcută de calitate. Da, exact. Nu spus așa. Da. Nu, e ok, e ok. Ține și asta, că nu, că au costuri. Asta când facem chestii, au costuri, știi? Bine, el se leagă de partea asta, oarecum scoasă din ce ai zis tu, că, domne, automatizarea o să crească productivitatea și lumea zice, vai, ce ne facem? Și el nu discută despre problema care îi arde pe socialiști, că vine automatizarea și ne pierdem joburile, ci el o explică oarecum neexplicând-o. Spune că nu, că dacă lucrurile ajung să fie atât de ieftine, e foarte posibil să fie produse, să fie distribuite gratuit dinpreună cu alte chestii, cum de exemplu în America multă vreme chibriturile nu se vindeau la supermarket, ți le dădea direct. Era un loc unde putea să-și facă reclamă barul respectiv sau motelul respectiv sau benzinăria respectivă. Pur și simplu costa mult prea puțin procesul tehnologic respectiv. Era și dolarul ceva mai tare la vremea aia. Și despre ce mai zice? Despre apa potabilă. Mm-hmm. Tot la fel, pe vremea aia puteai să bei de la robinet. Și era gratis. De altfel, încă este în multe restaurante din America, dacă te duci și le cere apă, îți dau de la robinet. Dacă le cere apă de la robinet, îți dau. Nu te taxează nimeni pe ideea asta. Dar care e chestia aia cu îmbunătățirea mașinii? Nu mi-a fost foarte clar. Ce a zis Gabi mai devreme? El a luat microfonul. A zis, poți să ai o mașină. Și poziția lor, care era socialiștul? Că nu poți să termină cererea. Da. Deci, că chiar și ce dacă se termină? Deci socialiștii spun că structura, deci socialiștii ei spun că structura de producție nu poate să se schimbe pentru că structura cererii nu se schimbă. De fapt, asta e ideea socialistă. Dacă teoretic, dacă ai aceeași structura cererii, dacă ai cerere pentru aceleași bunuri an de an neschimbată, atunci ca să satisfaci această cerere și structura de producție trebuie să rămână neschimbată an de an. Mm-hmm. Și el zice că se poate schimba, că o faci. Și el zice că așa cum o mașină poate fi făcută mai bine pentru mai mulți bani, poate fi făcută mai bună, asta împinge să se schimbe structura cererii și automat, dacă se schimbă structura cererii, se rezolvă și problema asta. Se va schimba și structura producției. Vedea la care era? Știi cum era meme aia cu Lada, perfect from the beginning. Da. Exact. Era din Nu, dar care era problema lor? Că stai pe loc sau ce era rău? Că nu știi ce să faci. Te plictisești de... Nu, n-ai. E ca rai, stai. Nu ar fi, nu ar exista cerere. Deci, într-un sistem socialist, acest telefon, da, nu poate să apară. Că nu-l cere nimeni. Pentru că nu-l cere nimeni. Ei socialiștii spun... Păi da, cer ceva totuși. Nu cer, asta e dilema. Asta e ideea, că oferta la un moment dat, inovația, oferta creează o piață nouă, creează o cerere nouă.
S-au făcut iPhone-uri, deci toată lumea a trecut de la Nokia la smartphone. Gândește că ai abundență înainte de smartphone. După aia când apar smartphone-ele, ele nu beneficiază de aceeași abundență. Nu apar dintr-o dată și sunt peste tot pentru toată lumea. Da? Ele sunt un lucru rar într-un mediu de abundență de restul lucrurilor. Asta e. Exact. Și după aia se trage cererea după ea. Da, care e problema? Ce e rău? Ce, de ce e rău că nu ai mai cerere? Că în gheață lumea... Nu poți să planifici economia din punct de vedere socialist. Păi de ce? Că dacă e stabilă, tocmai asta înseamnă că merge așa. Se repetă aceleași chestii. Păi ea nu e stabilă. Asta se repetă e toată aceleași ideea. Chestii, nu apare smartphone-ul. Dacă apare smartphone-ul, înseamnă că nu s-au repetat acele chestii, ci a apărut ceva nou. Deci se repetă aceleași chestii. Apă, paie și bătaie. În socialism. Păi dați am zis și se repetă întrebarea. De ce? Care e problema? Asta n-am înțeles de la primul. A înghețării cerii. Că e problem. Că nu devenim există. Nu, el zice că cererea nu poate fi înghețată. Deci argumentul socialiștilor cu hai să găsim abundența aia, Friedman zice, nu o să găsiți abundența aia din cauza că tot timpul o să existe lucruri mai bune sau noi. Adică asta e, nu înțeleg diagnoza lui sau poziția lor, de ce e... Nu, el încearcă să explice oamenilor de ce sunt lucrurile rare. Și el zice, chiar dacă ai avea abundență, zicem că toată lumea are... Case, educație... Este ce spune că aia nu e abundență dacă tu tot perfecționezi. Păi nu perfecționezi. Tezi la aia, tot ea tău și cât o roată. Socialistul spune nu, asta nu e deci abundență. Deci să zici că vorbești cu socialiștii și zici ce vreți mă voi astăzi. Păi vrem toate drepturile pozitive pe care le vor ei. Case, mâncare, demnitate, figuri. Și le dai chestia aia, tot o să apară lucruri care sunt rare, care fac diferența între oameni. O să apară un microfon cu încrustații, nu știu cum. Unul o să aibă bani, își cumpără. Tot ăla e diferită. Ăla o să fie burghez, are microfon cu încrustații. Adică eu am minte că se oprește lumea. Într-un fel, se da. Se oprește lumea. Și el asta vrea. Și el zice, nu o să se oprească lumea, da. Nu, dar chiar și ar fi. Ce dacă se oprește? Poate e o chestie păi perfectă. Păi nu se oprește. Asta nu, dar zic, pe ipoteza lor. Hai să zicem că se oprește. Ce era? Venezuela. Nu, să zicem că se oprește în abundența lor, în care totul e satisfăcut. Păi noi, drepturile noi păi credem că nu apare teleportarea. Și noi nu credem că nu are și teleportarea, are tot. Păi nu. Deci socialistul are problema următoare. El încearcă să aplice regulile economiei, da? Într-o situație care nu urmează regulile economiei. Deci, da. Nevoile sunt nelimitate. Asta este una dintre regulile economice. Vine din faptul că valoarea e subiectivă și rezultă că nevoile sunt nelimitate. Socialiștii spun nu. Dorințele. Socialiștii spun nu. Nevoile sunt limitate, sau dorințele, dacă preferi tu. Dorințele sunt limitate. Avem un proces de automatizare. Se pot rezolva toate. Nu mai e loc pentru muncitori. Își pierd muncitorii locul muncii. Înțelegi? Păi și se prăbușește. Păi nu, că se va prăbuși. Deci ei păstrează prețurile. Înțelegi? Dar rămân ăștia șomeri și nu mai au de unde să mai facă. Toate. Păi n-au cu ce să și le cumpere. Asta e problema socialistă. Nu sunt gratis. Păi dacă e abundență, de ce nu sunt gratis? În viziunea socialistului nu sunt gratis. Asta spun că socialistul neagă legurile economiei și încearcă să le folosească în același timp. Adică nu e consistent cu scenariul lui. Dacă era, când el zicea, o loc ce de șomaș, păi și dacă e șomaș? Dacă ăla are tot. Stau acasă. Are ca un fel de lampa lui Aladdin, exact. Care oferă cerere. Netflix. Ia Netflix și deci nu... Exact. Asta e. Adică noi nu muncim. Și care cred că e problema? Noi nu... ținta finală e consumul, știi? Nu e munca. Munca e un blestem, cum zice și Biblia. Deci nu e o plăcere. Știi? Poți face și sondaje, știi? Exact. Vezi că oamenii nu vor... Și încheie foarte frumos capitolul Friedman aici. Spune că capitalismul va continua să se preocupe de problema abundenței așa cum a făcut-o și până acum. Și e corect să fie așa, pentru că tot capitalismul a creat problema abundenței. Da, e foarte frumos.
E normal, e vina lui. Nu încerca să rezolvi tu, socialistule, că n-ai experiență. E, și după aia, următorul capitol se numește poluarea, dar se referă la cum a apărut civilizația asta industrială, modernă, capitalistă. Păi, consumând energie. Da? Cărbune, motorul cu aburi, forță, mai multă decât... Bine, poți să zici și cai până la urmă, mai înainte. Așa. Dar și-au atins limitele. Munceau oamenii, aveau o limită atât. Munceau cu cai, au atins o limită atât. Au cai putere, așa. După aia, când au găsit resurse de energie, limitele vor fi undeva, dar pare că nu au fost atinse. De fapt, bă, da, și la cărbune au fost atinse limitele și de-aia au zis, hai să facem... N-a fost la cărbune atinsă, limita a fost atinsă la abur. La abur, da. Cât putere putea să facă abur. Exact. Cărbunele doar și-a atins limita termică. Da, adică, da. În fine, și Friedman ce zice? Sunt multe lucruri care sunt numite poluate astăzi, dar care ele nu sunt ale cuiva. Și cel mai clar e aerul, un exemplu din asta. Și problema mai e și că ai spații din astea numite comune. Atâta vreme cât ai un spațiu privat, ăla poate să dovedească că au fost aruncate în cap particule nedorite și atunci poate să scape de poluarea aia. Îl dă în judecată. E un argument utilitarist, e o frână. Dacă e rău tău și ăla ți aruncă gunoi, da. Deci o frână la poluare. Dai în judecată și... Bine, aș vrea doar să repet, mi-am dat seama că a spus o tâmpenie mai devreme, că bune, nu și-a atins limita termică, și-a atins limita economică. Ce spuneai, că a dispărut abureala? Da, da. Exact, a dispărut abureala. Deci energia pe care o degajă cărbunele prin ardere și așa mai departe este ineficientă pentru a fi obținută din punct de vedere economic din cărbune, se obține eficient din punct de vedere economic. Da, că da. Măsurăm totul în bani, nu măsurăm în kilowatt sau în kilojoule sau în altceva. Măsurăm în bani pe da, calculele respectiv. Alea pe care le mai făceam eu de eficiență îți folosesc să vezi dacă cheltuiești eficient banii, de fapt. Alea spă de desubt, nu sunt în sine. Dar să repetăm puțin discuția. Eu ziceam că, uite, mașinile electrice sunt mai eficiente. Tu ziceai, păi da, dar trebuie să calculezi în bani. Și până la urmă, într-adevăr, asta este. În ce calculezi un lucru dacă e eficient economic? Că eu n-am un sistem acolo. În bani îl calculezi. Și vezi dacă merită să faci un lucru. Cum o rezolvai pe asta la UBI? Că e sectorială explozia roboților, știi? Adică doar creează șomaj, dar nu satisfac toate nevoile. Deci nu e abundență. Păi, asta e poziția lor. Nevoile pentru că dacă ei fac de toate, să facă de toate. Dacă ei fac de toate, hai să zicem că sunt atât de roboți încât n-ai mai avea probleme. Ori ei zic, nu, ei doar ne înlocuiesc. Da. Doar ne înlocuiesc. Da. Auziți, David Friedman s-a preocupat și de chestia asta SF. Existau niște discuții într-o vreme în care ce-ar fi dacă ai avea un... General Molecular Assembler, zicea. Zice, și ai putea, de e un SF, nu există, da? Și zicea, ai putea în viitor, în ăsta de abundență, să ai un device de ăsta care asamblează și poate să asambleze orice materie, orice chestie. Și atunci ai avea, făceam un exemplu, ai avea o mașină cu toate piesele din titaniu, geamurile din diamant, ceva extraordinar. Și mi s-a părut foarte interesant că s-a preocupat și de chestia asta. De pe unde scrie despre? Nu știu, am văzut într-o postare. Cuvântare de-a lui, mai veche. Ce vrea? Mâncare. Mâncare. Da. Da. Economic vorbim. Foster vrea niște deci, mâncare. Deci ideea e că ar fi o frână, nu? Bine, și aici pot spune că e profetică. Soluția lui e ce face UE acum sau ce fac toate statele astea cu schimbatul certificatelor. Exact asta vreau. Deci altă chestie unde David Friedman
Da, numai că, și am mai zis-o, dar o repetăm, mie mi se pare că deci ai spații din astea, oceane, atmosfera, pe care ilegitim s-au împroprietărit niște entități din astea suprastatale, care zic ei, nu, e ca și cum ar zice, nu mi murdăriți aerul oamenilor mei. Păi da, da, cine s-a plâns? Ai o plângere? Adică sunt foarte multe chestii astea pe care le fac ce statul și suprastatul, în care să sesizează ei, ca niște procurori care și inventează legea. Uite ce ai zice de proba asta, dacă ți-ar spune, păi uite, avem oameni morți de la încălzirea globală, avem 3 cazuri, nu știu unde, avem... Răspunsul, din păcate, este... Dincolo de aia din viitor, care vor muri pe capete. Tu pui problema utilitarist, da, din punctul ăsta de vedere. Nu, ei o pun, eu o pun... Nu, atunci când spui că avem oameni morți de la... Așa, da. E o problemă din punct de vedere, uite, asta. Se încălzește globul, moare lumea, e nașpa. Da, scade satisfacția generalizată. Da. Și răspunsul ți-l dă Bjorn Lomborg, care spune, păi nu, tu mi arăți oamenii care mor de pe urma încălzirii globale, în primul rând, trebuie să faci o analiză bună ca să-mi explici că ei mor de pe urma încălzirii globale. Nu doar să te credem pe cuvânt. Și eu îți arăt cu degetul faptul că mai mulți oameni trăiesc de pe urma încălzirii globale. Și care ar muri altfel, statistic. Știi, îți arăt diferența. Hai să zicem, dacă n-ar fi discuția dar nu e, puru... Asta nu e un argument etic. E un utilitarist în continuare. Da, dar eu pot oricum la și ca argument etic. Uite, tu în ce crezi venind de aici? În agresiv. Păi uite, asta ți încalcă pe mine, în agresiv. Au murit 3 pulgare, au murit 3 sârbi. Deci că ar trebui identificat o dată victimă și o dată un agresor. Agresor? Dacă ai argumentul etic, trebuie să identifici agresorul. Ei de obicei... Ei gândesc utilitarist. Ei sunt ca și la carantină. Dacă băgăm măștile, scad morțile cu nu știu cât. Sau dacă vaccinăm, scade riscul de nu știu ce. Dar nu o pun în termen individual. Cine a lovit pe cine? Nu fac asta. Cred că nici nu știu sau e foarte greu să o faci, știi? Ca o dată de procuror. Îi profită de pe urma asta. Fumul din China. Faptul că e greu să o faci nu înseamnă că e un argument, știi? Okay, da, hai să facem mai ușor. E dificil, hai să, știi? Este dificil să luăm amprente și să le verificăm și nu știu ce. Dacă s-a uitat urât, nu mai măsurăm. Vedem că poate au fost amprentele altuia. Dar la închisoare, că e mai ușor. Poate nici nu le iese dacă încearcă să facă așa. Poate nici nu le iese. Adică a murit o pensionară, dar era, cum să zic, suficient de fragilă sau era beteagă, era... Știi cum? Adică încercat... cauzalitatea să nu mai fie chiar atât de... Au încercat să asigneze, deci aveai o pandemie care zbura peste tot, da? Și au încercat să asigneze unifactorial cauza morții și știm cu toții în ce fel s-a făcut, da? Și acum tu vrei să-mi spui, nu, știi, pe asta a omorât-o, adică băi, era virusul acolo, înțelegi, umbla prin loc, dar nu se poate constata la autopsie. Da? Și tu vrei să-mi spui că o să poată să asigneze cu încălzirea globală. Dar în principiu pot, dar nu fac și adică te apurez. S-ar putea să n-aibă cunoaștere și tehnologie. E suficient în principiu nu pot. Dacă te-a parașutat în soare și ești ars, poate, dar altfel... E așa cum faci o fabrică, uite, vine azot de nu știu ce și... Păi aia e altă poveste. Aia nu este pe încălzire globală. Nu, dar o pot face niște oameni... Ce? În clipa de față, tema din spatele încălzirii globale este creșterea concentrației de carbon. Nu te omoară din atmosferă de... Opa, pune mâna. Punem mâna pe... Nu pe trepied. Așa că pun eu. Revenim în urma unor de mâncare. În urma unor dificultăți tehnice. Spuneam că... Nu poți să determini cauza morții, să o asociezi la creșterea
dioxidului de carbon din atmosferă. Nu ai cum. Părțile poți care să faci sunt... doar corelații? De ce care nu e cauzalitate. De ce nu poți? Cer. Pentru că singurul fel în care te omoară dioxid de carbon este dacă nu mai poți să respiri altceva decât dioxid de carbon. Nu, dar căldura aia, dacă ar fi corect tot scenariul. Nu te omoară căldura. Nu te omoară căldura. Să nu. Păi ba când spune că a murit de căldură, și ce înseamnă că a murit de căldură? Păi da, aia mori de căldură punctuală. Înseamnă că a stat prea mult la soare. Exact. Nu, vorbim de diferența specifică a carbonului. Nu, de secemarea de la soare nu te omorau și diferența specifică a rămâi te omorau. Păi asta spun, că nu poți să o găsești ca urmare a oricărui fel de analize. Dacă lumea ar muri de la căldură mare, păi atunci tot deșertul ar fi gol. Totuși există oameni care trăiesc în deșert. Au umbră, eu au... Eu zic că se poate muri, dar nu știu, poate fi chestia asta. Adică mizez că nu poți izola nu pământul. Poți izola, da, asta nu poți izola, spun, nu poți izola factorul. Nu poți izola factorul. Ca să știi... Deci, și de asta am dat exemplu mai devreme cu COVID-ul. Aveai factorul prezent în cameră cu tine și tot nu-l pot izola post. De ce nu puteai izola? Păi, treaba lor, de ce nu puteau? Acest lucru mă depășește, dar toate autopsiile care s-au făcut au relevat alt cauza morții. Diverse, da. Deci mie mi se pare că dacă statele... Deci ai două chestii. Poți să zici, punem taxe pe un lucru ca să despăgubim pe cei poluați, dar eu n-am văzut vreun ban de la, din taxele de carbon. Păi ești poluat, o ne? Sau ok, România probabil. Nu, România e... Primește, că ar fi putut să aibă industrie, dar nu o face și vinde taxele de astea de carbon. Dar eu nu am văzut să fie despăgubiți oamenii, pe de o parte. Pe de altă parte, poți să mai fii proprietar și să crești un preț ca să aloci bine o resursă. Nu? Practic zici, am parcarea asta, vreau să fie mai goală. Îi cresc prețul și o să fie mai goală. Treaba mea. Și asta mă enervează pe mine, că sunt unii care pun aceste prețuri ca și cum ar fi proprietari, dar de unde să am o proprietate? Că nu le-am făcut nimic la resursele alea ca să fie proprietari. Nu le-au apărat, nu le-au îngrijit, nu le-au înverzit, nu le-au nimic. Deci, n-ai putea avea în anarhocapitalism o situație de asta în care să pui limită la care dreptate valică nu poți demonstra... Nu pui limită. Înseamnă că n-ai putea avea, nu? Deci poți demonstra... Eu tindeam să simpatizez. Poți demonstra poluare ai de aia adevărată. Nu, mă gândesc la de plumb, cu sulf, cu... La de aia cu global warming. La de aia cu carbon. Nu, la global n-ai cum, din cauza că e un sistem complex și trebuie să ai, e atât de complex, încât ar trebui să ai un simulator. Și cauza pe care se concentrează ei nu te omoară. Deci nu poți să o atribui cauza morții. Și ca să o zicem și noi, dioxidul de carbon e mâncare pentru plante. Vegetarianii ar trebui să se bucure. Păi da, dar nu poate să te afecteze altfel. Nu știu, să te creze bășii sau nu. Băi, dacă ar face-o, am fi știut despre acest lucru. Noi trăim acum, ei zic că trăim în încălzire globală. Tu simți încălzire globală? Ți-a ieșit ceva? Ți-e mai cald așa? Nu! Păi nu, că să topesc ghețarii și vine curentul de aer rece. E contraintuitiv. Nu, că nu știți voi amănuntele astea. Ei, bă, uite că le știm și pe bine, asta e adevărat, dar trebuie să simtă totuși. Se simte un pic. Se simte un pic, dar problema e că nu este izolată factorial. Iarăși, încălzirea respectivă. Deci faptul că trăim într-o perioadă de încălzire globală, da, o înțelegem, dar are mai mult sens decât răcirea globală, care era atribuită tot creșterii cantității de carbon în anii 30, 40, 50, 60, 70. Deci am avut 40 de ani de răcire globală și care era atribuită aceluiași factor, da? Creșterea concentrației de carbon, de dioxid de carbon din atmosferă datorită revoluției industriale. Întâmplare doar. Și tocmai atunci era și mai presantă situația, pentru că eram pe un trend global de încălzire
că noi suntem încă într-un proces de ieșire dintr-o eră glaciară. Uh-huh. Da? Ești provocat. Până când nu se topește gheața de la Polul Nord complet, n-am ieșit încă din epoca glaciară. Ei ziceau că provoacă, dar nu provoca cu adevărat. Deci de asta e foarte greu, în primul rând, să demonstrezi problema ca de cauzalitate, da? Și după aia să o asignezi și morților individual este și mai complex de greu. Cred că am mai zis chestia asta despre poluare. Poluarea de cele mai multe ori, așa cum e resimțită de oameni, este o concentrare prea mare de ceva pe un timp, într-un loc. Adică să ne imaginăm un oraș în care sunt multe... Are și o dimensiune de intensitate. Asta e lucru care se pierde din vedere. Deci tu uite, dacă emiți... Uite, poluare o demonstră. Hai, deci dacă tu emiți fum într-un deșert, cum zice și Friedman, ăla se disipează, nu-l simte nimeni, nu se plânge nimeni. Da? Dacă tu faci tot fumul ăla ori prin fabrica aia, ori prin multe fabrici, ori prin multe mașini într-un oraș, o să ai smog. Nu bate vântul, nu se poate respira, nu știu ce. În situația aia, că întrebai mai devreme dacă ai putea să faci, ok, la nivel global, nu. Dar local, poți să faci chestia asta. Toți proprietarii ar zice, mă, hai să facem ceva. Hai să nu mai consumăm din alea. Hai să punem nu știu ce taxă că ne vin de afară. Nu, nicio taxă. Cine poluează, că îl vezi că e lângă tine, îl taxezi. Îl dai în judecată. Gândește-te că ai o asociație de proprietari care ei hotărăsc să se lase de motoare diesel. Ei tot din unanimitate hotărăsc. Sau să accepte. Același argument este, de exemplu, și la poluarea asta atomică, nucleară, cu radioactivitate. Deci lumea a zis, vai, când s-a stricat Fukushima, problema era dacă măsurai exact lângă Fukushima. Dar toate lucrurile au o radioactivitate, masa, particulele din ocean. După ce s-a scurs radioactivitatea de la Fukushima în ocean, oceanului nu i-a crescut radioactivitatea, pentru că media a rămas foarte aceeași. Da? Deci poluarea era pe loc acolo, lângă problemă. Cred că și la încălzirea globală s-a adus obiecția asta că măsurai, era de la măsurătoare, știi? Măsurai în locul caldei și se încălzea. Ce vreau să zic este că poluarea poți să o măsoare cineva, undeva, care o intensitate. Când genul ăsta de mi-ați poluat globul... Pe cine au ăștia de la IPCC, nu? Termometre... Păi da. Ia și citește rapoartea. Da, iau niște termometre, dar uneori le ignoră pe unele, au mai pus niște termometre noi care ajută la medie, care sunt puse în niște locuri interesante. Ce mai fac ele? Climate Gate-ul de seara asta a fost ăla, când a fost în 2009 sau... Uh-huh. Umblea la gramaj, asta era ideea. Exact. Că ăștia mari, mințeau... Mai pune acolo, nici nu ne mirăm când, pe de altă parte... Deci, tu nu ai încredere în știință. Da, exact. Deci când vezi că te mint cu tot felul de chestii, după aia zici, hai să avem încredere, că aici este încălzire globală. Eu nu zic că n-o fi, dar chiar ne încredem orbește în ce spun unii care nu te reprezintă, nu i-ai angajat tu. Plus că predicția e și mutată în... peste 100 de ani, da, știi? Nu e adusă în fața ta, știi? Să... Nu e falsificată, știi? Uh-huh. Peste 100 de ani, știi? Uh-huh. Ok, aștept 100 de ani. Păi atunci să ceară și taxele peste 100 de ani. Nu, sau să pună niște KPI să zică, mă, dacă crește apa, uite. De ce au mutat? Pentru că pățeau ca sectele astea, știi, care preziceau. Uh-huh. Deci la început, ca să dea lumea bani, sau ca să sperie lumea. Da, peste 5 ani moare jumătate din New York. Da, au predicții peste predicții peste predicții. Da? New York-ul trebuia să fie sub apă în, nu mai știu, 90, depinde de când începe predicția, da, în 70 urmează să fie sub apă în 90, după aia în 2000,
După aia că n-o să mai fie gheață la pol în 2015 sau 2000, da, nu mai știu exact, da, și da, da. Și așa că de asta i-au mutat-o, cum spune Costel, da, peste nu știu câți ani. E nefalsificabil. Da. Plus că... De fapt, e falsificabilă, dar nu de către noi. Da. Nu vom mai fi în starea de... Plus că toți zic, nu, dar dacă continuăm așa, așa, dacă continuăm așa, și avem povestea aia, tot cu New York, cu 1800, în care în următorii 10 ani New York o să dispară ca oraș pentru că o să fie îngropat în bălegar și cai morți. Pentru că mergeau cu cai. Și se întâmpl... era mormane de bălegar și cai morți. Nu, da, e falsificabil. Și după aia au apărut mașinile. Și și acum, ei zic, o să murim dacă o ținem așa. Păi stai puțin, poate nu o să o ținem așa. Nu, da, chiar și când am ținut-o oricum, așa, că, pune taxe, că problema e asta cu, și cu povestea cu IPCC-ul, da? Că nu s-a inventat de ieri, de azi, norocul nostru, ci și s-a început să aibă activitate din anii 80, da? Și de asta spuneam că să te apuci citești tu rapoartele IPCC-ului să vezi cât din alea reprezintă estimări. Estimări științifice, cum am văzut și în pandemie, dar mă rog, estimări. Da? Și să vezi rapoarte peste rapoarte care au fost adoptate ca fiind adevărul adevărat, da, științific, și care spuneau, domne, dacă mergem la fel, e așa. Dacă nu mergem la fel, e așa. Dacă nu, vorbesc de creșterea temperaturii medii. Așa. Și a venit, a trecut, realitatea a fost mult sub, aproape neschimbată față de știința. Au prezis și pe vremea noastră. Și au trecut, da, păi bineînțeles. Păi asta spun că e bine că s-au uitat și că ei există de prin, da, anii 80 și au adaptat rapoarte peste rapoarte. Au aceeași putere, sau împreună, să începeți pe inscripție. De ce le merge povestea asta? Din cauza că e foarte emoțională. Mor oameni, mor specii. Mor specii despre care nici nu știi că există. Se radă atâtea pe zi încât trebuie să sancționăm. Nu mai are aceeași forță. Parcă nu mai începe. Nu știu, poate am dezvoltat noi o pătură mai, o piele mai groasă, că dacă te uiți în țările scandinave, acolo sunt toți luați cu nebunie. Nu cred că sunt. Nu, sunt încă la fel de puternici. Sunt încă luați ca cu nebunie mai puternic decât acum, să zic, 20 de ani. Deci acum ai politicile verzi în țările scandinave care sunt au luat o razna vorega. Acum 20 de ani erau mai conservatori, mai stai, să vedem, mai nu știu, nu. Acum au înghițit pastila. Mai ai o chestie psihologică. Deci ei zic, voi ați devenit dependenți de consumurile astea și de folosirea acestei energii și noi, ca niște părinți buni, vă spunem, nu mai mâncați zahăr. Nu-ți mai dau zahăr și deși taxez pe toate părțile, să-ți cumpăr lucruri sănătoase, zic ei. Da? Astăzi, mai multe discuții aici, pe mai multe planuri. Cât de sănătoase sunt aceste renewables? Din ce se fac? Cât costă să le faci? În câtă vreme se amortizează? Dacă mai sunt bune după aia? Ele se amortizează, dar după aia nu mai sunt bune. Mă rog, unele. Ca să mai vorbim de faptul că au început să își bage picioarele în numele salvării climatice asupra mâncării. Oh, regimul alimentar, unde... Da, hai să închidem fermele. Like, nu, are potențial totalitar, adică poți să controlezi. Orice poate deveni, da. Mai zic de fumat, orice. Mm-hmm. Ok. Cursa de la telefonul ăla, da, e făcută din plastic, care nu știe și nu știe. Mm-hmm. Orice ai dat, găsește... Ca să revenim la poluare, că ne discutam de chestia asta, spune Friedman aici, încheie în felul următor, că fiecare poluator vrea să polueze, preferă să polueze atâta vreme cât nu îl costă nimic. Fiecare poluator o să spună că trebuie să polueze, că n-are altceva de făcut și scapă de chestia asta pentru că costurile poluării deocamdată sunt doar politice. Vezi respectivele, vezi faptul că guvernul se ocupă de problema, mă rog, guvernul sau supraguvernul în cazul UE. Da? Dacă principiul e următorul, dacă poluatorii
trebuie să plătească ei direct pentru poluarea pe care o fac în fața, aș adăuga eu, ceea ce nu e menționat de el aici, dar e menționat în altă parte, în fața victimelor respective. Da? Deci ai o victimă, se probează, te duci frumos la închis. Cer despăgubire de la agresor. Da? Atunci și soluția poluării s-ar rezolva extraordinar de repede. Acestea fiind spuse, pentru Costel Săvărac, până la urmă e și mai lung decât credeam, pentru Costel Săvărac e Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, vă mulțumim pentru atenție și vă rog în libertate, că e mai bună decât toate.